Strămarea poporului uneori, faptul că nu luăm atitudine, permite răului, dușmanului să acționeze. Așa că se cuvine să stăm bine și să judecăm, să vedem dacă direcția în care mergem este cea bună. Părinții și bunicii noștri care au scăpat vii din ghearele ocupanților horștiști au luat drumul pribegiei, dar au păstrat vie speranța că se vor întoarce la casele lor, la gospodăria lor, la vatra lor strămoșească. Doar erau de-ai locului. Nu doar românii din satele de moți au fost expulzați, ci și românii din Carei, românii din Lucăceni, cu toții eram români și am fost expulzați doar pentru vina de a ne fi născut români. Și familia mea a fost una din cea care a trebuit să părăsească aceste locuri, să părăsească casa. Românii erau invitați de noi ocupanți să-și vândă casele la plecare, pentru că li s-a spus că nu se vor mai întoarce niciodată. Niciun român nu a crezut acest lucru. În cei 4 ani de ocupație, dacă vroiai să vii, trebuia să vii cu permis, cu un fel de pașaport. Și sunt români, au fost români care au avut curajul ca să vină, să-și vadă casele, în ciuda tuturor pericolelor. Așa am crescut, cu aceste relatări. Și bunicul meu a venit să-și vadă casa ridicată în 1925. Era imposibil să stea departe. 2 flăcăi au ajuns într-o seară la Carei, într-un an 1942, și au văzut ridicat pe catargul din centrul orașului steagul Ungariei Hortiste. Știți ce au făcut? Nu s-au gândit la ce pericol se expun. S-au urcat sus, l-au dat jos și au scos un tricolor românesc pe care l-au avut la piept. În 1942, în plină ocupație hortistă, s-au făcut repede nevăzuți pentru că au plecat cu trenul de seară înapoi în granițele României ciuntite, fără partea de nord a Ardealului. Fiecare centimetru pătrat a fost căutat de jandarmi, dar n-au reușit să prindă cei 2 flăcăi. Știți de unde erau? Din Hotoan.